Sâmbătă 27 octombrie are loc o nouă etapă de colectare a deșeurilor electrice și electronice în zona Văijiului. Acțiunea se derulează la Petroșan și cei care au aparate ce nu le mai folosesc le pot duce în câteva puncte de colectare sau pot chema mașina ce va veni special pentru asta la ei acasă. Campania se desfășoară sub sloganul Protejează-ți sănătatea și mediul în care trăiești, iar oamenii sunt încurajați să participe la acțiunea de colectare a deșeurilor electrice și și electronice din Petroșani. Organizatorii campaniei, autoritățile locale și serviciul local de colectare Cuneodora, oferă cetățenilor servicii gratuite de colectare a deșeurilor electrice. Acțiunea are și caracter educativ și vizează importanța colectării aparatelor electrice vechi sau stricate, fiind susținută de Asociația Română pentru Reciclare ROREC. Puncte de colectare vor fi în fața casei de cultură Ion Dulămiță din Petroșan și la piața Dacia, iar cei care își aduc un aparat stricat pot câștiga și premii. Cei care organizează campania de colectare spun că vor face și o tombolă care va avea extragerea la ora 17.30 la sediul primăriei. Câștigătorii vor primi un mixer, două cafetiere sau un fier de călcat, în funcție de premiul pe care îl vor câștiga.